În Franța, după Marșul Alb de Sâmbătă trecută, mii de oameni din Marseille au asaltat din nou străzile într-o expresie a furiei de după prăbușirea celor două clădiri. Lucrurile au degenerat în fața primăriei, acolo unde a avut loc o confruntare tensionată între mulțime și poliție. Ținta protestatarilor a fost primarul orașului din Marseille, care a anunțat de mai multe ori că nu va demisiona, dar care a recunoscut că autoritățile ar fi putut să facă mai mult în urma prăbușirii celor două imobile. De atunci, mai mult de 500 de persoane au fost evacuate din casele lor ca Urmarea riscului mare de prăbușire a clădirilor vechi, 8 persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii subite a două clădiri vechi de zeci de ani, dintre care una era abandonată în orașul francez Marseille.